Dacă memoria este o formă a curajului, cum scria Jean Villard, George Banu și-a asumat această provocare până la ultimele ei consecințe, redând memoria efemerului teatral, impur și mitologic, așa cum redai viața. El povestește istoriile acestui dublu al vieții, care este teatrul, cu voluptatea antropologului, ce descoperă in vivo coloratele identități ale omenirii, jucate sub bagheta marelui regizor, divinitatea. Viața este teatru, de aceea George Banu face turism prin viață. Nu aparține vreunui spațiu geografic, ci doar unuia teatral, singurul în care este integrat total, trăindu-i deliciile. Cum a simțit într-o sală de teatru? Depinde ce sală de teatru. Deci, de exemplu, această sală a Odeonului e o sală care e legată pentru mine într-un fel de o memorie subiectivă de spectator. Când venind din provincie, eram aici chiar în unul dintre aceste fotolii și se juca Povestea din Irkutsk, marele spectacol liberator, unde o vedeam pe Marcela Rusu, unde se vorbea despre oameni și nu numai despre socialism. Prin ce an? Cred că era prin anii 64-63 și atunci tânăr spectator l-am văzut pe Radu Berigan în spatele meu, stând în picioare, care era directorul teatrului, și m-am ridicat și i-am oferit scaunul meu, eu spectator directorului. Și de atunci am o senzație specială legată de această sală, unde am fost de fapt prima oară spectator fericit, pentru că acest spectacol cu Povestea din Irkutsk era într-adevăr un spectacol care aducea mult aer. Cred că o atmosferă glacială? Foarte glacială și în același timp o atmosferă foarte stereotipată din punct de vedere al teatrului. Din punct de vedere al memoriei, cred că spectatorii se pot bucura sau de un teatru care îi trimite la ceea ce a fost înainte, la ceea ce teatru a reprezentat, ca în acest mic rezumat de teatru al italian, care e Teatrul Odeon, și care are o poezie a lui prin tot ceea ce a produs ca mentalități, ca povești despre teatru, iar pe de altă parte, teatrele care îmi plac cel mai mult sunt spațiile complet neteatrale, adică grajdurile, uzinele dezafectate, locurile părăsite. Ceea ce e cel mai puțin interesant sunt, totuși, cred, sălile noi, care sunt săli fără viață, fără personalitate, săli care nu trimit la nimic, nici la prezent, nici la trecut. Ați descoperit teatrul într-un astfel de spațiu, neteatral, așa e? În provincia dumneavoastră, în orașul? În orașul Buzău. Da. Da, am descoperit, într-adevăr, acum am ajuns toți la vârsta în care rememoram, dar cred că interesant e de rememorat în măsura în care amintirea e emblematică. Și primul meu spectacol de teatru pe care l-am văzut a fost în fosta hală de pește din Buzău, unde George Vraca făcea un recital pe care actorii de mult au practicat acest exercițiu pentru nevoi financiare și de prestigiu în același timp. Și amintirea mea emblematică era aceea lui George Vraca. Părinții mei tremurau de emoție văzându-l pe Vraca. Mai ales ascultându-l. Ascultându-l, dar venise la Buzău, iar eu am văzut atunci pe Vraca care lănțuia monologurile unul după celălalt și nu mai aduc aminte care era monologul precedent, unde era îmbrăcat într-un frac, și următorul monolog era îmbrăcat în Ovidiu, în Fântâna Blanduziei. Și sub togă se vedeau pantalonii negri. Ceea ce mi-a pus problema teatrului. Da? M-a pus problema teatrului, mă gândesc de mult la această chestie, că faptul că teatrul era un fel de fals al reprezentării. Teatrul nu e interesant decât în perspectiva în care Vraca îl juca, adică pantalonii negri și toga lui Ovidiu, adevărul venind din voce, venind din interpretare. Adică nu, niciodată n-am fost fascinat de ideea unui teatru complet realist, complet reconstructor de adevăr pe scenă. Întotdeauna mi s-a plăcut mult mai interesant teatru care deschide spre o metaforă, spre ceea ce spectatorul poate dezvolta el însuși. De fapt, e definiția artei. Și când ați hotărât să deveniți un spectator cultivat, cum vă place să vă numiți?
De fapt, când am înțeles că împreună cu Andrei Șerban și cu, numai cu Andrei Șerban, noi doi am descoperit că eram destul de nulți ca actori, și el și eu. Erați deja student la institut? Eram student la institut, eram la clasa de actorie al Ion Finteșteanu, amândoi, și din fericire s-au redeschis sările, cursurile de critică și cursurile de regie. Și natural, eu m-am dus spre critică și Andrei spre regie, și într-un fel a fost foarte bine, pentru că am trăit experiența actorului, am înțeles cât nu puteam să o realizez cu tot interesul meu pentru teatru, și dintr-o dată m-am simțit un spectator necomplexat, adică știam că locul meu în sală, că funcția mea consta în a reinventa spectacole, în a mi le povesti mie, a le povesti altora, și ceea ce mă consolează cu acest eșec al meu ca actor e faptul că persoana care m-a ajutat cel mai mult în Franța și care reprezenta o referință extrem de importantă pentru gândirea teatrală franceză, Bernard Dort, el a început... Maestru ca... dumneavoastră. Da, într-un fel, da. El a început ca critic și la sfârșit o lase rău. Devenise actor la sfârșit. Și eu zic, domne, bine că am făcut că început. Că duse nu că duse în derizoriu, dar avea această nevoie de a încerca o dată scena. Eu încercasem la început și el râdea și spuneam, de fapt, noi suntem la fel, numai că eu am făcut la început ceea ce tu faci la sfârșit. Deci atunci am devenit spectator și pot să spun că n-am un sentiment de frustrație, pentru că am încercat, dacă am reușit, asta o altă problemă, să dezvolt, cred, resursele literare ale scrisului critic. Adică de a scrie despre teatru ca și cum un scriitor scrie despre viață. Ca spectator, ce m-a interesat este să văd tocmai aceste lucruri care sunt irepetabile și care ne leagă în aceeași experiență, actor-spectator, separați de bara rampei, o bară care de fapt e convențională și știm că actorii pot să o traverseze spre noi și mental, și noi ne putem duce spre ei. Ochiar fizic în unele spectacole. Sau chiar fizic în unele spectacole.